Echipa ați format-o dumneavoastră, însă cu siguranță în spate există o altă echipă, pentru că și aici la sale de muncă, plus aveți nevoie de un sprijin și moral și din alte puncte de vedere. Într-adevăr, în fața camerelor de luat vederi și a microfoanelor dumneavoastră apar cei care urcă pe scenă, care concurează sau, cum e cazul meu, ca antrenor. Dar aș vrea prin intermediul dumneavoastră să mulțumesc celor care stau în spatele nostru, pentru că ei niciodată nu sunt cunoscuți, ei muncesc și ne suportă, muncesc foarte mult alături de noi, ne ajută foarte mult. Dacă ar fi să dau nume, credeți-mă că ne-ar lua o jumătate de zi, dar sunt oameni cum... Se știu ei, cei care sunt lângă noi, au fost dintotdeauna lângă noi, sunt oamenii care au făcut sport o viață întreagă și care încă mai fac și le mulțumesc din suflet, chiar dacă nu o să amintesc pe cineva anume. Sunt convins că atunci când vor vedea interviu sau vor citi interviul nostru, ei vor ști că nu m-am gândit la absolut toți, nici de cum doar la o singură persoană. Și le mulțumesc din suflet că pot să spun că acești oameni din spate ne țin în vârf. Datorită lor avem posibilitatea să continuăm și să mergem. Niciodată nu vin să ne descurajeze, ba din contră. Azi când am intrat în sală, luni fiind, venind după o deplasare destul de obositoare, o parte din ei au spus, hai gata, dați-i drumul la treabă că urmează altă competiție. Vă dați seama cât de mult își doresc și simt că o spun din suflet acești oameni. Le mulțumesc din suflet, nu-mi place să scriu pe rețele de socializare, nu-mi place să comunic, să le spun, dar le spun prin intermediul dumneavoastră care sunteți tot timpul și alături de noi și chiar vreau să vă mulțumesc Gazetei de Sud pentru faptul că sunteți alături de noi și de sportul craiovean.